Bună ziua! În acest video o să discutăm, o să continuăm de fapt, discuția despre aerul fals. Avem acest Husqvarna 236, ce am verificat-o, o să vă punem acum pornirea din clipul anterior și să vedeți ce simptome are și o să o desfacem, să vedem pe unde trage aerul fals. Începem! Îi dăm capacul jos, așa o să desfacem carburatorul. Aici avem filtrul de aer, da, îl desfacem. Așa, apoi avem carburatorul prins aici jos, dar pentru a ajunge acolo trebuie să desfacem. Trebuie să desfacem talpa împreună cu mânerul. Ok, acum putem să îndepărtăm mânerul. Mai avem pârghia de accelerație. Ok, acum desfacem plasticul acesta de protecție, care este prins aici, o desfacem ușor. Și apoi desfacem protecția și avem acces la șuruburile de prindere. Două piulițe. Mai avem aici un torx la fel, desfacem și pe acesta. Așa, și acum iese adaptorul de la filtrul de aer. Așa, îi scoatem firele de la aprindere. Desfacem butonul de on-off. Așa, scoatem adaptorul. Da, și aici avem carburatorul. Scoatem carburatorul. Îl punem deoparte. Așa, aici avem galeria de admisie, garnitura, așa, și vom sufla să vedem pe unde răsuflă cu compresorul dat pe minim, pe o atmosferă, sau puteți să-l suflați cu gura, cu ce doriți dumneavoastră și ascultați. Dacă nu vă dați seama, o să luăm un spray de geamuri, pentru a vedea exact pe unde răsuflă. De asemenea, să aveți grijă ca pistonul să fie sus. Vă uitați pe admisie. Ok, deci uitați pistonul. Trebuie să-l ridicăm. Gata, acum. Ca compresia să o băgăm în carter, să vedem dacă face compresie în carter sau răsuflă pe undeva. Acum cu compresorul o să astupăm cu degetul prima oară aici și aici, iar cu compresorul vom băga pe partea de sus.
se aude că răsuflă pe undeva. Ok, se aude că răsuflă pe undeva prin partea aceasta pe la volantă. Da, desfacem ca să vedem exact. Mai mult ca sigur s-a dus simmeringul. Desfacem capacul de la demaror să vedem exact ce se află demarorul. Așa, aici avem volanta. Da. Uitați că este o problemă la rulmenți. Nu știu dacă se aude. Avem joc în rulmenți. Ce se întâmplă când avem joc în rulmenți? Haideți că o să luăm un ambielaj nou și un simmering să vă explicăm exact ce fenomen se petrece. Și un simmering nou ca să vă arătăm exact ce se petrece. Deci, simmeringul etanșează pe ambielaj și în momentul în care se învârte, simmeringul rămâne la fel etanș de jur împrejurul ambielajului. Acum, în momentul în care avem joc în rulmenți, automat ambielajul nu se mai învârte rotund și simmeringul fiind pe loc, stând pe loc, automat se îndoaie buza aceasta de la simmering și scapă compresie pe lângă el. Cam asta se întâmplă și la drujba noastră. Mai mult ca sigur, din cauza aceasta s-au dus și simmeringurile. De obicei, când se duce rulmentul, se duc și simmeringurile. Fie din cauza jocului, fie din cauza că se calează, se încing foarte tare și afectează materialul din care este făcut simmeringul. Acum o să desfacem mai departe să vedem ce se întâmplă exact. Ok, desfacem piulița la volantă. Acum vom depresa volanta. Mezeală. Da? Deci clar de aici este problema. Și jocul. Acum se aude mai bine, cred. Da, deci aici avem problema. Vom lua legătura cu clientul și vedem ce hotărăște. Ok, mai departe o să desfacem cilindrul pentru a schimba rulmenții cu simmeringurile. Să desfacem partea dinspre ambreiaj. Așa, după ce am îndepărtat, o să desfacem ambreiajul, punem blocatorul. Așa, acum ambreiajul se desface în sens invers. Are și săgeată pe off. Ok. Așa, aici avem pompa de ulei. O vom scoate și pe aceasta. Ok, mai departe desfacem pompa de ulei. Ok, scoatem pompa.
Așa. Scoatem și tabla de protecție. Ok. Am scos și tablița. Scos și pompa. Ok. O vom curăța și pe aceasta. Pare ok la prima vedere. Așa, curățăm bine și revenim. Ok. Mai departe desfacem și eșapamentul să ne fie mai ușor. Ok, mai departe avem două șuruburi. Ok, am eliberat și eșapamentul. Da, acesta este cilindrul. Așa, mai avem dedesubt 4 șuruburi cel țin. Desfacem și pe acestea. Ok, am desfăcut cele 4 șuruburi, acum cilindrul, ok, îl ridicăm ușor în sus, da, gata, acesta este cilindrul, aici avem două plăcuțe de care vin pe o parte și pe cealaltă, da, îl curățăm bine și revenim. Ok, acesta este ambielajul cu rulmenții. Da, ce trebuie schimbați. Da. Ia auziți-l. Este dus. Și la fel și acesta mai mult ca sigur. O să-i schimbăm, o să punem unii noi. O să curățăm bine și semicarterul și cilindrul. Cilindrul este ok, l-am inspectat, arată bine. Așa, o să schimbăm segmentul, deoarece vedeți a pierdut compresie, s-a fumat de la segment în jos. Asta se întâmplă atunci când pierde compresie segmentul. O să schimbăm și segmentul și revenim. Ok, am pus rulmenții noi, am curățat bine semicarterul. Am uns pistonul cu ulei, am dat cu mastic pe cilindru, acum venim cu cilindrul pe poziție, segmentul este pus deja și uns cu ulei și venim cu cilindrul pe poziție. Ok, îl așezăm ușor pe poziție. Da. Gata. Acum îi punem cele 4 șuruburi. Ok, am strâns cele 4 șuruburi. Acum învârtim la mână să vedem cum se învârte. Da, facem o tură. Da, este în regulă.
Ok, putem să continuăm montajul. Montăm piesele în ordinea inversă față de cum le-am desfăcut și apoi o să pornim. Ok, putem să punem și volanta, pe partea aceasta. Ok, mai departe partea de la ambreiaj. Pompa de ulei. Ok, apoi oala, șaiba, saboții, așa, punem blocatorul. Ok, așa, lanțul, ok, lama. Capacul de la ambreiaj. Ok, termina și pe partea aceasta, să punem și demarorul.
Ok. Asta se pune sita aici, în față. Așa, acum mai avem de pus admisia. Trebuie să scoatem blocatorul. Așa, îi punem garnitura. Mai punem o garnitură, să fim siguri. Ok, apoi carburatorul. Ok, punem pârghia de șoc, pârghia de la accelerație. Așa, carburatorul la locul lui. Apoi adaptorul de la filtrul de aer. Ok, cele două piulițe. Ok, șurubul cel mare. Așa, bujia. Ok, mai departe stopul, butonul de stop, on-off. Ok, o prindem cu șurubul. Ok, totul este funcțional. Continuăm montajul. Ok, gata. Acum o vom porni să vedem cum se aude. Ok, haideți să încercăm să o pornim.
amorsăm, tragem șocul. Ok. Se pare că lama merge foarte greu. Da. Și din cauza aceasta nu-i dă voie să meargă. Ok, haideți să vă arăt ce se întâmplă aici. Uitați-vă cum merge lanțul acesta. Ok, uitați cum merge lanțul acesta. La un moment dat se și blochează. Deci, este problema. Îl vom da jos. Asta a fost, observați, rulmenții probabil s-au dus chiar din cauza acestei lame, se încinge foarte rău din cauza acesteia și automat se încinge toată drujba, inclusiv rulmenții. Rulmenții sunt primii afectați. Vă mulțumim pentru vizionare și nu uitați like și abonare la canalul nostru.